Bună regăsit, dragi telespectatori, TVR Iași, vă salută Părintele Adrian Blăciuță la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Fiți sfinți, pentru că Dumnezeu este sfânt. Este invitația pe care ne-o face Sfânta Scriptură, într-un mod special în Cartea Leviticului, pentru că această sfințenie este o invitație pentru toți. Și am intitulat această ediție a emisiunii Lumina Creștinului tocmai invitația tuturor la sfințenie. Și biserica, în prima zi din luna noiembrie, reunește pe toți sfinții într-o singură sărbătoare și ne îndreptăm în această zi și nu numai spre cei care au plecat dintre noi și au ajuns acolo sus în ceruri și au împlinit viața. Unii sunt ridicați la cinstea altarelor de către biserică, îi regăsim în calendarul nostru, pe alții și aceștia sunt mult mai mulți, nu îi regăsim în calendar, dar ei sunt acolo sus în ceruri și îi sărbătorim în această primă zi din noiembrie. Sunt și printre noi oameni care au o viață de sfințenie, oameni care trăiesc frumos viața lor. Dar despre această temă l-am invitat alături de mine în studio pe Părintele Cristian Diac, profesor de Sfânta Scriptură la Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif din Iași și colaborator, redactor la Oficiul pentru Comunicații Sociale al Episcopiei noastre de Iași. Bun revenit, Părinte! Bun găsit! Vă salut pe dumneavoastră și pe toți telespectatorii TVR Iași. Mulțumesc Cuvântul pentru invitație. Cu plăcere și mă bucur că avem ocazia să discutăm despre sfințenie, despre sfinți și nu sunt cuvinte așa la îndemână în timpurile noastre. Unii consideră aceste cuvinte și această chemare la sfințenie ca ceva demodat. Parcă nu mai e așa importantă sfințenia pentru oamenii din timpul nostru. Sunteți profesor de Sfântă Scriptură și să vedem ce ne vorbește, ce ne spune Sfânta Scriptură despre sfințenie, despre această invitație la sfințenie. Așa cum ați spus, în Cartea Leviticului este una dintre cărțile Pentateuhului sau Torei. Găsim chiar de două ori într-un capitol invitație la sfințenie, fiți sfinți, pentru că eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt. Dacă nu am cercetat Biblia, dacă am face complet abstracție de Biblie în tema noastră, nu am ști că Dumnezeu are acest atribut, că are această caracteristică a sfințeniei. Biblia ne spune că Dumnezeu este sfânt. În cartea profetului Isaia, la capitolul 6, citim că Dumnezeu este de trei ori sfânt. Același lucru îl găsim că de trei ori este sfânt în cartea Apocalipsului, Trisagionul, așa cum este cunoscut termenul și în rândul credincioșilor ortodoxi. Dar dacă cineva se întreabă de ce Dumnezeu este sfânt sau ce înseamnă că este sfânt, noi trebuie să ne grăbim și să spunem că sfințenia este un atribut care îl face pe Dumnezeu să fie complet altfel decât orice altceva din univers. Dumnezeu este sfânt, El este separat complet de creaturi, El este cu totul altul și, vedeți, există atribute ale lui Dumnezeu, omniștiența, atotputernicia, faptul că este prezent peste tot, pe care Dumnezeu nu le împarte cu noi oamenii. În schimb, dragostea, iubirea, milostivirea, sfințenia, Dumnezeu vrea să o vadă și la noi. Așadar, sfânt este Dumnezeu într-un mod absolut, dar noi suntem sfinți prin participare la sfințenia Lui. Și e plăcută această invitație, eu trebuie să fiu iubitor pentru că Dumnezeu e iubitor. Să fiu milostiv pentru că El este milostiv, să fiu sfânt. Aș vrea să mai remarc o însemnătate a termenului de sfințenie în Biblie. Atunci când noi spunem că sacrificăm ceva, ne gândim automat că ucidem un animal. Însă pierdem din vedere faptul că etimologic a sacrifica înseamnă a face ceva să fie sfânt. Sacer.
eu vreau ceva să sanctific. De aceea, atunci când Dumnezeu în Biblie pretinde jertfe, pretinde sacrificii, El nu este un Dumnezeu crud. El vrea ca acele jertfe să-i fie oferite, adică să-i fie sfințite. În momentul în care eu aleg să fiu sfânt, eu pot să sacrific, să sfințesc timpul, să sfințesc viața mea, să sfințesc energiile mele și eu să mă asemăn în sfințenie cu Dumnezeu. Noi suntem în timpul bisericii acum și de multe ori auzim ridicându-se la cinstea altarelor în diferite momente astfel de persoane care au fost alese de biserică, nu, pentru a fi ridicate la cinstea altarelor. Avem și noi exemple în dieceza noastră, fericitul Anton Durcovici, fericita Veronica Antal, l-am sărbătorit recent, sau mai bine zis, am sărbătorit cei 40 de ani de când fericitul Ieremia a fost ridicat la cinstea altarelor la Roma, la Vatican. Pe cine alege biserica să ridice la cinstea altarelor și de ce alege? Nu pe oricine. Într-o clasă, într-un colectiv, atunci când avem 20 de elevi, nu toți, la sfârșitul anului școlar, sunt premianți. Biserica are sfinți notori, sfinți foarte populari, are sfinți și mai mici, însă oamenii aceștia pe care îi vedem pe pereți, în icoane, în catedrale, s-au remarcat și au excelat în practicarea virtuților, de aceea biserica recunoaște la ei eroismul virtuților. Despre ce oameni vorbim? Bineînțeles că ei sunt o compoziție de imperfecțiuni, de slăbiciuni, însă vorbim despre oamenii care au contat în toate pe Dumnezeu, oamenii care au dus iubirea până la sacrificiu atunci când au iubit, care au făcut din Dumnezeu un reper pentru viața lor și îmi place să redau gândul Sfintei Tereza Pruncului Iisus, au fost oameni care ori de câte ori au căzut, nu au rămas la pământ, ci mereu s-au ridicat. Dacă vorbim din perspectivă creștină, sfinții sunt oameni care au reprodus în viața lor o partitură și anume Evanghelia, găsind interpretarea în viața lor personală a ceea ce găsim în Evanghelie. Așadar, sfinții sunt oamenii deosebiți, sunt starurile bisericii, luminează nu pentru ei, ci pentru noi, ei sunt eroi, sunt niște influenceri și acolo se vede cum Dumnezeu și-a făcut treaba, adică a fost lăsat prin harul său să își facă treaba, în sensul că oamenii aceștia au investit în Dumnezeu și au arătat câte poate să realizeze Dumnezeu prin ei. Deci ei nu sunt autoreferențiali, ci ei contează pe Dumnezeu și de aceea noi îi cinstim, îi admirăm, îi venerăm, pentru că știm că prin ei Dumnezeu ni se face mai ușor accesibil. Cu toții cei care suntem botezați avem această invitație, nu, la sfințenie, pentru că e chemarea fiecăruia dintre noi, doar că spuneam și la începutul acestei ediții că atunci când vorbim despre sfințenie, când vorbim despre sfinți, pare că aceste concepte sunt un pic cam demodate. Pe mulți îi sperie chiar acest lucru și mi-aduc aminte ce mai spunea și un preot când a vorbit despre sfințenie și a urat unui copil la botez să fie sfânt, Doamne ferește! Adică trebuie să înțelegem un pic ceea ce înseamnă această sfințenie și ca să vedem un pic cam ceea ce ar trebui noi să facem, da, pentru a ajunge la sfințenie. Începem cu botezul, primim sacramentele, dar care sunt pașii în viața noastră pe care ar trebui cumva să-i urmăm și să mergem spre sfințenie, spre ceea ce tocmai dorește și biserica și dorește și Dumnezeu de la noi. Pentru că ați pomenit despre sfințenie ca ceva complet inaccesibil, care sperie, care dă fiori, este pe de o parte bine pentru că e starea omului care se apropie prea mult de Dumnezeu. Isaia, profetul, recunoaște că e un om cu buze nepătate. Noi, când intrăm în proximitatea lui Dumnezeu, automat facem experiența propriei păcătoșenii.
Însă ar trebui să avem grijă și să coborâm de la standardele foarte înalte, sfințenia, să o aducem mai aproape de noi. Nu știu dacă în această emisiune aș putea să dau o definiție a Sfântului. Ar putea să fie mai multe, dar dacă e să descriu câteva detalii, o fac pentru ca oamenii să demonteze din mintea lor această frică și această distanțare automată. Pentru că Sfântul putem spune că este omul care trăiește în prezent, exploatează bine, valorifică prezentul, el ar putea să fie omul care își spune carpe diem, folosește această zi, carpe diem, folosește ziua în sensul bun al cuvântului. E omul care se orientează pe axa timpului, pe această zi. Astăzi nu vă împietriți inimile, astăzi vei fi cu mine în paradis. Nu te pierzi în nostalgiile trecutului și nici nu-ți proiectezi nu știu ce fantezii în viitor. Atunci putem să fim toți oameni ai prezentului. De asemenea, omul, Sfântul este un om slab, cum spuneam, dar care mereu se ridică. El nu face din nicio încercare a vieții o tragedie, ci poate o dramă, dar Dumnezeu mereu este dispus să-l ridice. Și îmi place și această afirmație, Dumnezeu este, Sfântul este un star, este o stea, o lumină, o lumină reflectată. El nu produce lumina în sine, ci o primește de la Dumnezeu și o oferă celorlalți. Fiecare dintre noi poate să fie o luminiță pentru cei din jur. Este posibil acest lucru. Dacă eu mă refer la mine, să vorbesc într-un mod personalist, ce pași ar trebui să fac spre sfințenie, cred că ar trebui să am în vedere gândul pe care îl exprima Sfânta Tereza de Calcuta: dacă vrei ca lumea să se schimbe, mergi acasă și iubește-ți familia. Adică începe într-un format foarte redus. Nu te gândi la un proiect grandios. Nu stă pe umerii tăi mântuirea acestei lumi. Niciun sfânt n-a gândit așa. Apoi gândește-te, spunea Francisc de Sal, pentru că noi ne inspirăm din maestrii aceștia spirituali, preluăm de la ei: dacă ți-a plăcut rozariul atât de mult și nu l-ai mai făcut niciodată, nu te apuca să-l faci în fiecare zi în întregime, nu vei rezista. Începe cu 3 Bucură-te Marie, doar 3, adică ia-o treptat, gradual, pentru că altfel, asumând prea mult de la sfinți, te împotmolești. Și mă gândesc ca pas spre sfințenie, fi omul care trăiește în fiecare seară satisfacția la nivel de conștiință că el a împlinit datoriile care îi reveneau lui pentru acea zi. Am niște datorii de făcut, sunt omul care împlinește cu conștiinciozitate datoriile și eu pot să mă situez pe drumul sfințeniei. Sunt pe drumul sfințeniei. O vedem și pe Tereza a pruncului Iisus, care mi este foarte dragă, sunt imagini ale mai multor sfinți, și ea spunea că sfinții s-ar speria dacă și-ar citi biografiile, care au fost uneori redate în mod exagerat. Ei au fost oameni mici, oameni care și-au lucrat mântuirea în umilință, în mediul cotidian, în cadrele simple ale vieții. Și da, Sfântul, dacă e să merg pe drumul sfințeniei, aș vrea să îmi spun: eu sunt un om care pot să contez pe Dumnezeu, indiferent cât de importante sunt capacitățile mele pentru mine. Adică nu pun preț și nu absolutizez nici cariera, nici bunăstarea, nici poziția socială, ci referința mea este Dumnezeu. În orice împrejurare a vieții, eu știu să-mi raportez la Dumnezeu. Alergăm deseori la mijlocirea sfinților, celor care sunt în cer, pe care îi cunoaștem, în mod special cei pe care îi avem în calendar. În calendar, da. Este și acea invitație la a trăi împărtășirea sfinților, nu, din crezul nostru pe care îl recităm deseori, dar noi, privind la sfinți, la cei care au plecat dintre noi, la cei care ne sunt prezentați ca exemplu, și avem viețile sfinților, avem diferite materiale, cărți care ne arată diferite aspecte din viața unor sfinți, cum trebuie să citim noi aceste vieți? Cum trebuie să privim noi la exemplul sfinților? Da, noi, spuneam, îi admirăm, îi facem prietenii noștri spirituali.
Sfinții sunt niște influenceri, dacă e să vorbim în limbajul nostru modern. Sfântul trebuie să fie inspirațional pentru mine. Îl citesc nu pentru ca să mă închin înaintea lui ca în fața unui Dumnezeu, ci pentru că el, dacă apelez la el, se face compania mea pe drumul spre Dumnezeu. Îmi place acest gând, noi avem comuniunea Sfinților, nu suntem singuri. Tereza Pruncului Iisus spunea că ea își va petrece cerul făcând bine pe pământ. Adică ei nu s-au dispensat de cele pământești, sunt în sferele înalte, în bucuria fără de sfârșit, dezinteresați complet de truda și de munca noastră de mântuire. De aceea sunt prietenii noștri și sunt mijlocitorii noștri, cineva care intermediază pentru mine. Eu mă uit la sfinți ca să-i admir și mai puțin ca să-i copiez. Nu îi imităm pe sfinți. Îmi place ce spunea Papa Francisc într-un document. Nu trebuie să ne epuizăm în a reproduce în viața noastră biografia unui sfânt, pentru că ne consumăm excesiv. Eu nu pot să fiu ca un Francisc, ca un nu știu ce papă. Eu mă inspir din viața lui ca să devin sfântul pe care Dumnezeu l-a gândit pentru ființa și persoana mea. De aceea, sfântul este împreună cu mine, el îmi oferă multe sugestii bune, el se roagă pentru mine și mă ajută să pășesc spre Dumnezeu. Sugestii? Nu-l copiem, nu? Nu-l copiem, pe sfânt. Da. Aminteați despre papa, aminteați despre documente și văd că ați adus acest document, Gaudete et Exultate. Bucurați-vă și tresăltați de bucurie. Este documentul prin care ne vorbește papa despre invitația, chemarea tuturor la sfințenie. Și acolo, în document, la un moment dat, papa vorbește, și nu numai acolo, pentru că a repetat deseori, despre sfinții de vis-a-vis, sfinții de la ușa de alături, acei sfinți pe care nu trebuie să, nu știu, să privim spre cer, să vedem viețile sfinților, dar sunt printre noi astfel de sfinți. Ce ne puteți spune despre acest lucru, despre această expresie frumoasă și deseori repetată? Da, este acest document, Exhortație Apostolică, Gaudete et Exultate, se traduce Bucurați-vă și tresăltați de veselie. Practic este un gând desprins din Evanghelia după Sfântul Matei, când Iisus spune Bucurați-vă și tresăltați de veselie. Îmi place că Papa Francisc, abordând tema sfințeniei și propunând chemarea universală la sfințenie, coboară exigența sfințeniei și o aduce între noi. Mă sperie sfântul care este idealizat, pus în icoană și despre care cred că este la Dumnezeu și este altfel decât mine păcătosul, limitatul, omul care se zbate în tot felul de încercări și care are căderi repetate. Papa spune că sfinții sunt cei din icoană, cei din calendar, dar sfinții sunt și la ușa vecină. Mi-a plăcut acest subtitlu, Sfinții de la ușa vecină, și poate se întreabă telespectatorii la cine se referă Papa. Și aș vrea să citez: îmi place să văd sfințenia în poporul lui Dumnezeu răbdător, în părinții care îi cresc cu atâta iubire pe copiii lor, în bărbații și în femeile care lucrează pentru a duce pâine acasă, în bolnavi, în călugărițele bătrâne care continuă să zâmbească. În această statornicie pentru a merge înainte zi de zi, văd sfințenia bisericii militante. Aceasta este de atâtea ori sfințenia de la ușa vecină a celor care trăiesc aproape de noi și sunt o reflexie a prezenței lui Dumnezeu. Așadar, sfântul este în cer, sfântul este lângă mine, nu camuflat, dar oricum nu într-o arătare ostentativă. Sfântul este cel care lucrează la mântuirea lui în liniște, cu discreție, care nu ratează ocaziile de a face bine, e călugărița care, în ciuda vârstei, continuă să zâmbească. Aș putea continua pe linia papei, muncitorul care are în vedere să-și execute treaba cu onestitate și cu hărnicie, cuplând așadar competența cu onestitate. Este, de exemplu, profesorul care nu merge nepregătit în fața studenților,
ci care își asumă această profesie ca o vocație. Este mama care continuă să lucreze, să zâmbească, să ofere iubire, deși poate este într-o situație de saturație și de surmenație, de oboseală, de extenuare. Așadar, Papa vede sfințenia nu proiectată în viitor, nu este după moarte. Sfințenia pe care Biserica o recunoaște în cazul sfinților e una nu identică cu a oferi o diplomă de sfânt cuiva. Biserica nu oferă diploma de sfințenie nimănui, ci ea doar recunoaște sfințenia. Și oamenii ăștia au fost sfinți în viața lor. Nu sunt sfinți acum în veșnicie, ci au fost deja în perimetrul vieții pământești. Sfinții de la ușa vecină, sfinții care sunt niște oameni atât de discreți, care își lucrează, adică investesc în competențele lor, care nu sunt autoreferențiali, și subliniez asta pentru că Sfântul nu are de-a face cu egocentrismul, cu egolatria. El realizează multe și știe că toate realizările lui sunt, de fapt, ale lui Dumnezeu în viața lui. Cred că fiecare dintre noi am întâlnit și întâlnim astfel de oameni frumoși, sfinți, și putem da mărturie, fie că e bunicul, fie că e mama, fie că e tata, fie că sunt, nu știu, vecini, oameni pe care îi întâlnim pe stradă și vedem, într-adevăr, pe chipul lor acea frumusețe a lui Dumnezeu. Acea lumină despre care ne vorbeați, nu? Lumina care vine de la Dumnezeu și lasă să treacă prin ei lumina către ceilalți. Și oamenii ăștia, în general, îl au pe vino încoa. Adică te bucuri, îți place să stai la umbra lor, îți place să stai în șarm spiritual, în preajma lor. Părinte Cristian, suntem la finalul acestei ediții a misiunii Lumina Creștinului. Mai sunt multe de împărtășit. Într-adevăr, e atât de frumos să vorbim despre sfinți, despre sfințenie, e atât de greu să vorbim noi despre ceea ce înseamnă sfințenia pentru noi, pentru că suntem pe drum, nu este ușor, dar întotdeauna putem să apelăm la harul lui Dumnezeu, la sprijinul său, pentru că atunci când suntem împreună cu Dumnezeu putem să depășim acele momente dificile în urcușul nostru spre cer și să putem să aducem mai mult cer în mijlocul nostru, în viața noastră, în sufletul nostru. A fost alături de noi la această ediție a emisiunii Lumina Creștinului Părintele Cristian Diac, profesor de Sfânta Scriptură la Seminarul Mare din Iași și colaborator la Oficiul pentru Comunicații Sociale al Episcopiei noastre de Iași. Mulțumesc pentru prezență. Cu plăcere. Și dumneavoastră, dragi telespectatori, vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. Sper ca împreună să fi făcut un pas mai mic, mai mare spre sfințenia spre care suntem invitați cu toții. Nu este un opțional această sfințenie, e o datorie, este o invitație la împlinirea noastră. Dacă vrem să fim fericiți, dacă vrem să ne împlinim viața, trebuie să ajungem la sfințenie. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!